călătorie la Lipova, vechiul târg de pe malurile Mureșului, e mereu o idee potrivită. Și mai cu seamă într-o zi de primăvară, când vremea bună și starea de noi începuturi te îndeamnă la plimbări, la povești, la descoperit lucruri noi sau rememorat ceea ce știai deja din alte dăți. Am mai călătorit prin Lipova pe drumuri aproape, cu mulți ani în urmă, prea mulți poate, căci încă de atunci mi-am propus să revin. Pe Corina, gazda mea de azi, o cunosc de asemenea de mult, din alte călătorii, pe la castelele și conacele Văii Mureșului. Așa încât planul pentru azi s-a legat firesc și iată-mă aici. Drumul din Timișoara nu-i lung, dar nici cel mai bun cu putință, așa că l-am abordat cu timp și răbdare. Și cu trecere prin Pișchia și apoi prin Alioș, ca în mai puțin de o oră să mă înființez la porțile virtuale ale vechii cetăți a Lipovei. Unde, odată ce m-am întâlnit cu Corina, muzeograf de profesie, ne îndreptăm împreună către o nouă întâlnire, de data asta cu cineva care, militar de profesie, după cum aflu, trăiește din 1939 pe aici, în orașul de sub Tei, traducerea din slavonă a Lipovei. Cu domnul Cernac ne întâlnim pe malul Mureșului, loc numai bun de privit și de povestit. Eu cred că nu întâmplător ne-ați dat întâlnirea aici, pe podul ăsta. Cred că are și podul ăsta o poveste. Nu știu, atunci când spun pod peste Mureș, eu mă gândesc la Mara, la romanul Mara. Da, fără îndoială. Nu știu dacă e ăsta podul. Nu e ăsta. Nu e ăsta podul. 20-30 de metri mai aval. Când apa e mică și curată, se mai văd pilonii și astăzi. Ah, serios? Sigur, aia. Și podul ăsta s-a construit mai târziu. 1903. Dar tot în vremea Imperiului, da, de fapt. Tot. Și mai târziu și astăzi. Spuneți-mi ce ar trebui să știe un călător care ajunge așa prima dată în oraș. În primul rând, istoria așa în sumar a orașului Lipova este așezată la, între dealul și între șest, ceea ce a ajutat mult la dezvoltarea economică acesta, chiar s-au făcut schimburi de mărfuri. Mureșul era o cale de transport material din cuplute din Ardeal și aceasta de sol. De asemenea, Lipova constituie un nod strategic important, fiindcă este la, de la, în Ardeal. Poarta Ardealului din este considerată Ardeal, Lipova. Tocmai din această cauză, turcii în 1613 au cedat Bethlen Gabriel cetatea Lipovei, Făgedului și Pancotei. Lipova, lipovenii n-au vrut să se predea turcilor. Ca atare, Bethlen Gabriel a asaltat și a luat cu luptă orașul. El a fost ocupat bătălii intense la porțile și la zidurile cetăților, atât a Lipovei cât și a Șoimoșului. Șoimoșul a fost bastionul de apărare a Văii Mureșului, a Ardealului, și Lipova a fost orașul cetate, orașul întărit, un oraș foarte important în Evul Mediu. Cu cantitatea asta sănătoasă de informații în minte, las în urmă podul și Mureșul și îi urmez pe ghizii mei, care mă conduc la vechiul bazar turcesc, atât de vechi și cunoscut că apare și în minunatele descrieri ale călătorului Evlia Celebi din călătoria lui pe aici. Atât de vechi că stă să cadă, precum atâtea monumente valoroase din România. Sper să-l văd restaurat sau măcar în vreun proces de punere în siguranță în curând. Altminteri, se pierde o părticică importantă din istoria locului, aceea legată de meșteșugarii ce își vindeau marfa pe aici și de atâtea alte minunății aduse de negustorii de departe. Totul în cea mai desăvârșită orânduială, iar bazarului îi mersese vestea în întreg ținutul. Cum vedem, a fost organizat astfel. Cum întâlnim în față, erau pivnițe unde se stocau materialele, urmea prăvălia, propriu-zisă, unde era un singur vânzător. Apoi locuința lui și depozită mai în spate. Spuneați mai devreme că Lipova era și un nod, așa, comercial. Un buche, un nod comercial. Înseamnă că erau și foarte mulți și feluriți negustori pe aici, prin zonă. Ce se vindea, ce se comercializa aici la Lipova? De regulă, produsele care erau aduse din Ardeal, Imperiul Otoman. Și din regiuni de șes. Deci aici făcea schimburi de mărfuri. Animale, sar, mă rog,
grâne și așa mai departe. Este singular pe teritoriul României și actualmente a fost unul în Tulcea, dar s-a demolat. Acum este singular pe teritoriul României. Monument istoric, și, nu? Da, e monument istoric și figurează și pe lista monumentelor semilunii în lume. Mi-a atrag atenția la plecare plecuțele de ceramică așezate pe frontispiciul bazarului. Probabil în semne legate de vechile bresle ale orașului. Oraș care s-a lăudat mereu cu oameni harnici și destoinici, unii ajunși foarte departe. Așa cum este cel despre care vorbim, Corina și cu mine, în timp ce ne îndreptăm spre locul de muncă al gazdei mele, muzeul orașului, găzduit în casa marelui jurnalist și politician Sever Boc. Admir fațada și feroneria de la intrare, iar de îndată ce pășim sub poartă și în curtea interioară, suntem parcă într-o altă lume. Aceea cu parfum de odinioară, cu trai așezat și cu gust pentru frumos. Miez de primăvară, locul ăsta e probabil o poezie. Nu-i de mirare că Sever Bocuș așezase o bancă aici. E loc numai bun de meditație și de luat decizii importante. Casa este, așa cum așteptam, de o desăvârșită eleganță. Drept este că au existat și banii care să o plătească, dar și bunul gust care să o definească. După arestarea lui Bocu în 1950 și iminenta naționalizare, casa a servit drept sediu de școală pentru copiii ofițerilor ruși din garnizoana cantonată la Lipova. Situație grație căreia clădirea nu a fost sortită de gradării, așa cum s-a întâmplat cu atâtea. Apoi s-a transformat în 10 mai, ce ironie, anul 1958, în muzeul orașului Lipova, având printre exponate obiectele familiei Bocu și numeroase lucruri țesute în atelierul condus de doamna Bocu aici. Dar înainte de toate acestea, aici a fost căminul fericit al unei ilustre familii, Sever și Marilina, care și-au pus amprenta și asupra orașului și asupra casei atât de îndrăgite. În 1926, Sever Bocu întreprinde unele lucrări de reparații a casei. Nu intră în planul general, ci doar aduce unele modificări. Exteriorul casei se transformă, se ridică acel atic de baluștri care îi dă forma și un mic palat de stil franțuzesc. Ai admirat lampadarele care sunt lucrate pe comandă specială, sunt de feronerie artistic lucrată, care au în mijloc un medalion și monograma SB, Sever Bocu, a fost comandă specială. De fapt, în anul 1926, când se hotărăște familia Bocu să renoveze această casă, pleacă la Viena și în Franța, la Paris, de unde se achiziționează aceste obiecte nemaipomenite. Candelabrele sunt aduse tot atunci și sunt păstrate. Parchetul este lucrat în intarsie, o combinație din mai multe esențe și tipuri de lemn. Și acest șemineu din marmură de Carrara este păstrat foarte bine și este așa o piesă foarte frumoasă și foarte atractivă a muzeului nostru. Dincolo de pereții casei pe care a iubit-o mult, Sever Bocu a lăsat atât de multe în urmă, încât e greu să-l descrii succint. A fost mai cu seamă, îmi spune gazda mea, un mare român. Prin lupta ce am dat, crâncene uneori, pentru afirmarea drepturilor Bănatului, am făcut mai mult. Am împederat întâi că nu era aici totul de vânzare. Am dat, al doilea, un program la granița de vest, care nu poate fi tăgăduit. Am creat două ziare, unul poporal, Voința Banatului, și altul politic, Vestul. Credința mea, pe care vi-o las moștenire vouă, nepoților mei, este că națiunea română nu e o națiune de sclavi. N-am fost sclav nici sub asupriri străine. Am plătit cu temniți, dar n-am primit să ni se pună căluși.
Națiunea aceasta a biruit secole de învălmășeli și apariția ei politică în veacul al XIX-lea a fost o minune a istoriei. Acele secole au dezvoltat în ea un echilibru cum nu cunoaște niciun alt popor în estul Europei. Pășim prin camerele muzeu, 8 săli mai precis, și nu pot să nu mă întreb cum era prezentată casa și mai ales bocul în vremea comunismului, regim care i-a curmat viața. O întâmplare fericită pentru muzeu a fost donația consistentă a criticului de artă Eleonora Costescu și a soțului ei, pictorul Vasile Varga, donație constând în valoroase lucrări de artă românească și europeană. Cea mai veche piesă a muzeului, tot din această donație face parte. O cutie de nuntă din lemn prețios, cu intarsie de os și fildeș. Din păcate, puține mai sunt obiectele care au aparținut familiei Bocu. Casa a fost jefuită masiv imediat după naționalizare, iar parte din obiecte vândute sub poartă, precum la Talcioc. Tapiseria este textilă, este mătase de Lyon, da? Și până la tapiseria textilă, era, Sever Bocu avea rafturile de bibliotecă, pentru că această cameră a fost biblioteca de lux a lui Sever Bocu, cu rafturi de lemn masiv, rafturi ce adăposteau 30.000 de exemplare, edițiile Princeps au fost în această cameră. Sever Bocu avea un număr de peste 60.000 de exemplare de carte și aici au fost edițiile Princeps, scrise în 4 limbi străine și cuprindeau un domeniu vast de la beletristică la științe. Am citit că aceste cărți, toată biblioteca lui Sever Bocu, dacă nu a fost furată, ce nu a fost furat, a fost aruncat în curtea casei și i s-a dat foc. Ultimele clipe ale familiei împreună, tot în această casă s-au petrecut. Aflați deja în postura de bunici, Sever și Marilina se bucurau de viața la Lipova împreună cu nepoții. Până a venit fatidica noapte a demnitarilor, 15-6 mai 1950, când Bocu a fost arestat chiar aici și dus la Sighet. Acolo a murit câteva luni mai târziu. Avea 76 de ani. Era salonul familiei în care mobilierul s-a păstrat. Serios? Sunt chiar piesele originale? Da, cu aceste piese de mobilier se deschide registrul inventar. S-a păstrat de asemenea și candelabrul, este din cristal de Murano. Soba de teracotă cu ornamentația, e salonul rococo. Lăsăm în urmă Casa Bocu, muzeul de azi, și istorisirile despre acest ilustru om care a marcat viața Lipovei și a Banatului. Și ne îndreptăm din nou în formulă completă spre un alt loc ce stă drept emblemă a orașului, dată fiindu-i vechimea și valoarea. Îmi amintesc biserica asta din alte călătorii pe aici, dar acum, câțiva ani și 4 milioane de euro mai târziu, finanțarea europeană, lăcașul de cult trece într-o etapă nouă a vieții, începute cu secole în urmă, când a fost pe la începuturi, posibil și mănăstire, dar cu siguranță biserică episcopală. Azi e monument istoric și poartă haine primenite. Mi-ați spus că aici trebuie să ne așezăm mai întâi Da, ca să începem. Pentru că povestea bisericii noastre începe de aici, din pronaos. Așa se numește partea aceasta de început a bisericii. Este cea mai de demult, cea mai veche parte a bisericii. Biserica aceasta, așa cum o vedem acum, maestuoasă, impunătoare, este construită în mai multe etape. Prima etapă s-a construit aici, unde ne aflăm acum.
Istoria locală spune că a fost construită imediat după 1330 de către cnejii români de pe Mureș cu sprijinul lui Basarab I. Cu sprijin de acolo. Și au reușit să construiască aici. De ce? Și această tradiție locală se sprijină și pe faptul că o biserică de rit bizantin, da, ortodoxă, este menționată aici în cetatea Lipovei de pe vremea lui Ludovic I, cel mare, regele Ungariei, care știm că trece la cele veșnice în 1382. Ori dacă el atunci trece la cele veșnice, înainte, clar că era deja aici o biserică. Și regele Sigismund donează cetatea Lipovei lui Șișman al Bulgariei, care se refugiază în zona aceasta din calea otomanilor. Și primește ca și dar cetatea Lipovei. Și în acel act de donație se amintește despre existența unei biserici de rit bizantin, ortodoxe, a românilor. Aceasta se întâmplă prin 1427. Deci iată cum suntem aici, în acest loc, într-o biserică de aproape 700 de ani. Sute de ani de credință și tradiție ortodoxă sunt cuprinși între zidurile acestea, care s-au transformat odată cu vremea și cu vremurile și au fost martorii atâtor întâmplări și au rămas în picioare, liant între ce a fost și ce o mai fi. Se observă foarte bine două straturi de pictură. Primul strat este cel de secol XVIII și el foarte valoros, dar în 1923 a fost prezent aici în Lipova Nicolae Iorga la o adunare generală a Ligii Culturale și a vizitat, bineînțeles, și biserica aceasta. Când a văzut-o, a știut că este de o valoare impresionantă și l-a sfătuit pe directorul Muzeului Banatului, pe Joachim Miloia, să întocmească un proiect de restaurare a bisericii. Și a spus să-l facă foarte amănunțit. Și în timp ce era aici, a decapat primul strat de pictură, intuind că există un alt strat de desubt. Și într-adevăr, dând la o parte primul strat, a ieșit la iveală, iată, acest al doilea strat de pictură, care în urma cercetărilor se estimează a fi de secol XV. De secol XV, adică... Asta este pictura primei biserici despre care vă spuneam, construită de către românii de aici. Dacă mergem aici mai în spate, observăm un lucru neobișnuit și nemai întâlnit în altă parte. Această pictură a fost acoperită. O vopsea roșie a acoperit totul. Nu știam ce este aici. Acum, în urma restaurării de anul trecut, cu multă sârguință, pictorii au dat la iveală, iată, portretul lui Carol al II-lea, care nu este pictat oricum, ci este pictat ca și ctitor al bisericii, pentru că ține biserica, este biserica noastră, clar că se vede, o ține în mână. Deci este pictat aici pentru că la ultima restaurare, dinainte de 1930, cu fonduri guvernamentale de la stat și, bineînțeles, au fost fonduri și de la Casa Regală. Și atunci este portretizat aici ca și ctitor al bisericii. Părintele îmi spune că și pronaosul bisericii e demn de vizitat, oprire obligatorie pentru un călător, pentru că adăpostește locurile de veci ale soților Bocu. Urna funerară a Marilinei, adusă aici de la Geneva, încă în vremea comunismului, prin strădaniile și curajul unui preot român de acolo. Și o urnă cu pământ din groapa comună de la Sighet, unde și-a găsit sfârșitul Sever Bocu. În tihna bisericii din Lipova, pe care au iubit-o atât, s-au regăsit.
Eu regăsesc la rândul meu explicațiile anterioare ale gazdei mele, referitoare la construcția bisericii, perfect ilustrate în schițele de pe perete. Iar desenele executate cu migală, reprezentând etapele de dezvoltare a clădirii, mă lămuresc, odată întoarsă în Naos, cum a crescut biserica în timp. Practic și-a dublat dimensiunile. Și în plus au apărut elemente noi, pe care părintele mi le explică în detaliu. Precum un amvon special, destul de neobișnuit în bisericile ortodoxe, apoi vitraliile, ori stemele celor 5 provincii românești. Cât despre iconostas, e și el cu poveste, îmi dau seama că este foarte vechi. Nu știu dacă e chiar cel de la începutul oare, de când nu este cel de la început. Bătrânii spun, din ceea ce au auzit și ei de la bătrânilor, s-a păstrat de la vechiul iconostas, de la prima biserică, partea ușilor împărătești, care putem vedea că este puțin aparte față de restul ansamblului de iconostas. Iconostasul are povestea lui deosebită, în primul rând pentru că este pictat de către un pictor foarte cunoscut în zona aceasta, care a pictat mai multe biserici mari, chiar și Catedrala din Blaj. Este pictată tot de Ștefan Tenețchi. Ștefan Tenețchi, pictor sârb, care s-a așezat aici, câțiva ani a și locuit aici în Lipova. El a, în 1785, a alcătuit și a pictat acest iconostas foarte valoros. Pictura lui este o pictură îndrăzneață. Dacă privim și aici la icoana Sfântului Ioan Botezătorul, o icoană, deși bizantină, totuși cu o deschidere, unii au interpretat-o, cum o putem interpreta astăzi, cu aspect 3D. A fost un pictor foarte talentat și se desprinde de tehnica picturii bizantine de până la el. Și aici, pe această icoană, este și semnat. Este singurul loc în care este semnat, 1785, și foarte, foarte micuț scrie Tenețchi. Apusul soarelui și finalul călătoriei ne prind înapoi la muzeu. Muzeul e unul viu. Nu-i dau viață doar poveștile despre trecut, dar și evenimentele și activitățile precum cea de azi, un atelier de pictură pentru copii. Ne încarcă energia și zâmbetele copiilor și știu deja că mă voi întoarce cândva pe aici. Ne mai vedem și altă dată pe drumuri aproape.